Procurorii DNA au efectuat ieri dimineață percheziții la sediul societății comerciale surorii premierului Victor Ponta, precum și la locuința acesteia, într-un dosar privind infracțiuni de fraudare a fondurilor europene. De asemenea, una dintre firmele percheziționate de către procurorii DNA i-a aparținut Corneliei Naum, mama lui Victor Ponta. Se pare că această societate comercială a prestat lucrări și în județul Argeș. În urmă cu 8 ani, această firmă ar fi executat lucrări de extindere a rețelei de canalizare în comuna Bascov. De asemenea, aceeași firmă ar fi executat lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii turistice a municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Crețulescu.